Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare ni se alătură și Mauzi, care este chiar aici. Vom avea două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. Am să vă rog să alegeți o variantă și eu voi începe cu această variantă, după care voi continua cu ametistul. Bun. Să începem. Cum vă vede persoana voastră? Dacă aveți nevoie de o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. Persoana voastră vă vede ca pe o dorință îndeplinită pentru el sau ea. Ideea este că aș vrea să vă atrag atenția că această persoană este foarte probabil să aibă o chestiune de scurtă durată cu voi, în sensul în care această persoană, da, vă admiră foarte mult, dar n-am încredere în această carte ca și cum ar fi ceva foarte stabil. Aici puteți avea tendința să grăbiți un pic și voi lucrurile, iar chestia asta va adăuna stabilității voastre. Persoana se crede un pic inferioară vouă. Această persoană consideră că are nevoie de un anumit statut înainte să se stabilizeze, iar acest lucru poate afecta inclusiv felul în care se comportă cu voi. Chiar dacă în unele cazuri nu vrea să accepte asta, nu vrea să accepte faptul că este un pic mai jos, sau cel puțin așa se simte. Aici vorbim de o conexiune foarte spirituală. Voi puteți avea o comunicare telepatică foarte puternică. Este posibil să vă și visați reciproc. Voi vă completați propozițiile unul altuia. Există o foarte mare rezonanță în ceea ce privește aria mentalului. Voi sunteți niște egali în partea mentală, însă problema este că aici cineva crede că trebuie să îndeplinească o anumită listă de standarde înainte să înceapă ceva stabil. 2 secunde că nu îmi dau seama că se vede. Această persoană vă vede foarte hotărâți sau hotărâte. Această persoană a voastră vă vede dornici de a deține controlul, foarte eleganți, dar și puternici. Este posibil ca unii dintre voi să călătoriți destul de mult sau să fie vorba de o distanță între voi și această persoană. E ca și cum această persoană vă privește de la distanță, dar simte că nu poate face nimic pentru a veni înspre voi. Voi întruchipați energia divinului feminin. Voi aveți un stil aparte, da? Este foarte probabil ca voi să aveți o mică dorință de a controla aici, dar mai degrabă această tendință voastră de a controla este un pic amplificată de temerile acestei persoane, în sensul în care dacă voi doar vreți să vă asigurați că totul este în ordine, această persoană are senzația că vreți să-l manipulați. Nu neapărat că ați vrea, dar poate să fie o situație de această natură, în sensul în care persoana voastră să fie foarte reactivă la ceea ce spuneți, ceea ce vreți să realizați cu el sau ea, pentru că această persoană cred că a trecut prin destule lucruri și acum reacționează la orice. Chiar dacă își dă seama că voi nu aveți intenții rele și că voi sunteți persoane destul de ok, parcă nu-i vine să creadă. Sunteți persoane foarte determinate și persoane foarte puternice din nou. Dar și persoane care sunteți foarte protejați. Voi aveți un ghid foarte puternic care vă este alături. Acest ghid al vostru vă apără în foarte multe circunstanțe. Pentru unii dintre voi poate să vină sub forma unui gând că trebuie să luați ceva cu voi chiar înainte de a ieși pe ușă și ulterior acel lucru să vă scoată dintr-o situație chiar periculoasă. Pentru alții poate să fie vorba de faptul că pur și simplu intuitiv știți că ar fi mai bine să amânați sau să întârziați sau ceva de această natură, iar efectiv această întârziere, această amânare să se dovedească a fi salvatoare pentru voi. Este posibil ca acest spirit să vă însoțească mai ales în vise. Această persoană vă vede foarte norocoși și creativi sau norocoase și creative. Voi aveți o energie foarte abundentă în jurul vostru. Voi ați învățat să primiți. Și vreau să atrag atenția asupra unui lucru. Deci dacă aici avem o persoană care stă jos și admiră stelele, voi aici sunteți printre stele. Deci da, această persoană, da, chiar vă vede ca pe o stea. Pentru 2-3 persoane maxim din această etalare poate să fie o situație cu o persoană de același sex, dar nu pentru toată lumea. Trebuie să specific acest lucru. Vă vede persoane puternice, vulcanice, un pic impulsive, doriți să vă asigurați că aveți lucrurile într-o anumită ordine, dar această persoană reacționează destul de dur cu voi. Această persoană poate să vă pună foarte mult în caldă, poate să vă trezească foarte mult anxietatea și poate să scoată la iveală cele mai urâte părți ale voastre. Nu că ați vrea să le scoateți, pentru că în multe cazuri acea parte este îngropată de mulți ani, dar efectiv această persoană o aduce la iveală pentru ca voi să puteți să vindecați. Da, este destul de dificil cu această persoană, dar simțiți intensitatea relației. Să vedem mai departe cum vă vede această persoană. Voi ați putea fi genul de persoană care sunteți foarte carismatice, dar nu prea ieșiți foarte des, nu căutați să fiți cei mai populari. Aveți un mister aparte, în sensul în care voi nu neapărat vă găsiți foarte ușor prieteni, nu sunteți genul de persoană care vrea să iasă în evidență foarte mult decât dacă este clar în avantajul vostru, nu sunteți genul de persoană care nu aveți ce să faceți decât să expuneți toate tâmpenile, nu. Voi vorbiți foarte calculat, aveți grijă la ceea ce spuneți. Sunteți deschiși la opțiunile voastre, sunteți dornici de viață, sunteți persoane energice și pasionale, doar că nu vă expuneți partea jucăușă foarte mult. Această persoană crede că a pătruns un pic mai mult decât se aștepta, mai mult decât trebuia, în ghilimelele sale, și a aflat mai multe despre voi. Și este ceva în legătură cu voi. Pentru unii va fi pur și simplu expresia feței pe care o aveți de obicei. Este în general foarte inocentă. Aveți un aer foarte pur, foarte inocent. Iar această persoană voastră are un aer în general foarte senzual. Dar este posibil ca persoana voastră să se îndepărteze sau să se mute, să existe vorba de o mutare. Cineva aici se mută și lasă conexiunea asta în urmă. Persoana care va rămâne de aici se simte efectiv ca și o pisică fără gheruțe, se simte un pic inutilă. Bine, aici ce aș vrea să subliniez foarte tare este că persoana care rămâne în urmă rămâne foarte secată de putere personală, nu o mai conștientizează, devine destul de separată de propriul corp, nu își mai recunoaște semnalele pe care le dă propriul corp și va dura o perioadă până ce această persoană își va reveni la forța sa personală. Dar această persoană vă admiră foarte mult, vă vede foarte bine, e ca și cum această persoană vă pune pe un piedestal, consideră că nimeni nu este mai ok decât voi, dar câteodată se trezește din această n-aș putea să zic visare, dar din această ipostază în care vă pune pe voi și se gândește, dar nu, n-are cum să fie real, dar n-are cum să fie adevărat, dar mi se pare mie, dar sunt doar niște iluzii, și atunci începe sabotajul și atunci începe să se comporte mai urțel cu voi și atunci începe să fie de neînțeles comportamentul. Acum vă vrea, următorul minut nu mai dă niciun semn de viață, continuă așa până la o săptămână, două pentru unii și mai mult și nu comunicați, după care apare ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Deci văd o dinamică destul de urâțică, dar nu pentru că ar fi neapărat urâtă situația dintre voi, mai degrabă această persoană tinde să autosaboteze doar pentru că nu crede că este suficient de bun. Aici sunt totuși cam multe cărți. Persoanei este totuși un pic teamă ca voi să nu începeți să vorbiți un pic prea mult despre această persoană. Îi e teamă de ceea ce puteți voi să faceți. Această persoană este posibil să aibă o viață dublă sau să fie cumva la mâna voastră în legătură cu anumite informații. Voi să aveți ceva ce nu ar fi trebuit să aveți ca și informație. Această persoană poate din când în când să folosească anumite motive medicale, clinice și așa mai departe ca să argumenteze comportamentul său când nu este ceva de scuzat. Iar voi aici, pentru această persoană, e ca și cum veniți și dobărâți toate zidurile pe care și le-a pus de atâta vreme și e ca și cum îi inundați de-a dreptul toată inima cu emoție. Îi se pare că ceva este necurat la mijloc, poate să aibă ideea că voi ați făcut ceva, un ritual sau ceva nu e bună, dar este mai mult o impresie aici. Această persoană are senzația că voi cumva știți, aveți un plan foarte bine pus la punct, doar că sunteți persoane care reușiți să nu îl dezvoltați prea repede. Această persoană crede că aveți lucruri de ascuns, nu vă vede într-o lumină proastă, dar totuși încearcă să fie precaută până în punctul în care distruge totul. Dar pe voi vă vede foarte creativ, vă place foarte mult această persoană, voi sunteți ca o dorință devenită realitate și atunci îi se pare un pic atipică acestei persoane. Pentru aici va fi foarte specific mesajul, poate să fie o persoană aici care are un stil de a se îmbrăca un pic mai conservator și generați foarte multă curiozitate, mai ales în legătură cu zona pieptului. Această persoană vă admiră foarte mult, se poate uita destul de mult pe rețelele de socializare în cazul în care aveți, în cazul în care nu, există anumite metode prin care această persoană își ia informații despre voi, cu siguranță. Pentru unii dintre voi poate să fie o legătură de muncă sau să aveți un proiect în comun, ceva de această natură, sau să fi studiat într-o vreme împreună. Dar această persoană are o sursă sigură de la care și ia informațiile, în sensul în care poate să fie o persoană pe care voi o cunoașteți sau nu neapărat că o cunoașteți foarte bine, dar mai degrabă în sensul că această persoană vă vede și poate furniza anumite informații în legătură cu voi, ce faceți, lucruri de această natură. Aici am senzația că persoana a început această situație, persoana voastră mă refer, ca un experiment și nu s-a așteptat ca voi să fiți atât de mămoase într-un fel, să fiți atât de calde, să fiți atât de dornice de a împărți lucruri, de a oferi, de a da, de a face lucrurile să meargă bine. Din nou am carte de creativitate, deci sunteți persoane foarte creative. Atenție, pentru că voi uneori aveți tendința să rămâneți prea mult ancorate în trecut și nu prea mai reușiți să vă reorientați. Această persoană a observat chestia asta la voi, dar încercați să nu rămâneți ancorați pe sentiment de vină, pentru că nu este vina voastră în această circunstanță. Este momentul ca voi să vă reorientați și să vă trăiți viața zi cu zi. Cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere pentru varianta numărul 2. Așa, să se vadă. Vom începe imediat. cum vă vede această persoană. Ca pe un joc ce va fi câștigat mai devreme sau mai târziu, e doar o chestiune de cine cidează primul. Nu-mi place energia asta. Voi începeți să găsiți lumina, dar atenție că această persoană este încă în cercul vostru. Aveți grijă că această persoană va încerca să vă tragă înapoi. Pe măsură ce voi înaintați în lumină, această persoană va încerca să vă tragă înapoi și iar să vă tragă și iar să vă tragă. Ține doar de voi. Puteți evita toată situația asta. Puteți evita să ajungeți iar în pătrățelul 1 unde suferiți, dar va fi nevoie de mai multă tărie din partea voastră. Este nevoie ca voi să începeți să vă conectați mult mai des la univers, pentru că voi veți avea o oportunitate care vă intră foarte curând în viața voastră. S-ar putea ca în prima fază să nu vi se pară că este cine știe ce, dar ulterior lucrurile să se dezvolte. Țineți cont că această persoană va reveni iar și iar în viața voastră. Chiar dacă îi spuneți acum nu, nu este ca și cum toată povestea s-a terminat. Asta nu înseamnă neapărat că lucrurile vor fi bune și frumoase, ci mai degrabă înseamnă doar că această persoană nu înțelege cuvântul nu. Și nu înțelege că s-a terminat. Nu cred că este vorba neapărat de sentimente pure. Aici cred că a fost foarte mult vorba de jocuri ale minții și de pasiune și de mândrie. Voi sunteți persoane foarte prospere, foarte abundente. Am senzația că mulți dintre voi au avut o creștere financiară importantă de când această persoană a ieșit din viața voastră. E o strălucire aparte care vine din partea voastră de când v-ați separat de această persoană. Pentru unii poate să nu se manifeste încă în bani și să fie vorba pur și simplu că începeți să aveți prieteni din anumite cercuri sau lucruri de acest gen, dar voi începeți să străluciți. Din nou, voi vă îndreptați către lumină. Toate cărțile astea mi-arată că voi vă îndreptați către lumină. Voi începeți să ieșiți din această circunstanță toxică. Voi începeți să vedeți lucrurile din altă perspectivă. Doar continuați în ritmul ăsta. Am senzația că mulți dintre voi ați găsit o situație spre care să luptați, pentru care să luptați, în sensul de un proiect personal pe care vreți să-l abordați și vă ține destul de ocupați încât să nu vă mai gândiți atât de mult la această persoană. Continuați cu acel proiect. Este un proiect foarte de suflet pentru voi, aș putea spune. Țineți foarte mult la acel proiect, puneți foarte mult sentiment, foarte multă inimă, foarte mult din gândurile voastre și toată concentrarea voastră. Aveți acolo o flacără ce nu poate fi oprită ușor, așa că este bine să vă folosiți de ceea ce aveți pentru a vă ocupa mai mult de acest domeniu. Vă vor veni foarte multe reușite din acest proiect. Bun. Să vedem ce mai avem. Trebuie să aveți curaj și să vă țineți de asta. În contextul în care voi renunțați la asta, veți avea foarte multă pace exterioară, dar neliniște sufletească. Această cale pe care voi vă alegeți va fi un stil de viață destul de agitat. Efectiv, prin chestia asta, stilul vostru de viață va fi destul de agitat, dar veți avea liniște interioară. Este o dinamică în care nu știți dacă să alegeți liniște exterioară sau interioară, dar este mult, mult mai bine pentru voi să vă ocupați de acest lucru care vă pasionează. Este momentul să eliberați această situație din trecut. Voi aici sunteți 90% trecuți peste, doar în momentul în care această persoană revine, trebuie să vă țineți de acest curaj de a spune nu, pentru că aici va fi o mică mare problemă din partea voastră. Nu pentru că mai țineți neapărat la această persoană, ci mai degrabă pentru faptul că voi deja aveți alte priorități, iar în contextul în care lăsați această persoană să intre în viața voastră, vă va altera foarte mult din concentrarea voastră pentru acest proiect. S-ar putea ca voi să începeți să nu mai aveți timp, să începeți să aveți situații negative din această cauză, întâmplări un pic mai nefericite, pentru că sunteți ghidați să lăsați această persoană în urmă, fie că vă place, fie că nu. Atenție, pentru că această persoană s-ar putea să revină foarte curând în viața voastră, să aveți o discuție un pic mai aprinsă cu el. Această persoană dorește să obțină foarte mult controlul asupra voastră. Această persoană este posibil să vă propună să faceți un salt important în relație, ca și cum ar fi, de exemplu, dacă până acum nici măcar n-ați avut o situație oficială, brusc să vă mutați împreună. Dar atenție, pentru că face acest lucru doar ca să dețină controlul. Această persoană cel puțin va încerca să vă redirecționeze către o altă opțiune, către o altă meserie, către altceva de făcut. Această persoană vă va devia foarte mult de pe cursul vostru firesc. Poate veți fi foarte tentați la început să faceți ceea ce vă propune această persoană, dar țineți cont că nu vă veți simți împliniți făcând asta. Vă veți simți foarte goi pe interior făcând asta. Nu e drumul vostru și nu vă veți simți bine, cam asta trebuie să rețineți. Drumul vostru nu este alături de această persoană. Și aici singura cupă, din câte văd, oricum este 7-le de cupe, care clar ne arată opțiuni. Această persoană vă va arăta opțiuni, vă va arăta ce să faceți, dar nu e ceva din inimă și nu este acolo pentru voi, indiferent de ce se întâmplă. Voi sunteți persoane mult mai implicate emoțional. Această persoană este un rege de pentagrame, pardon. Poate fi un pic mai tânăr decât voi, chiar dacă este reprezentat de regele de pentagrame, dar este o persoană care pune accent pe rezultate palpabile, pe lucruri pe care le poate atinge. Este o persoană foarte practică. O persoană care se sperie de imprevizibil, este o persoană care nu este mulțumită să ia lucrurile din moment în moment, este o persoană care plănuiește foarte bine înainte să facă un pas, nu este genul de persoană aventurieră în sensul de a face riscuri financiare, dar asta nu înseamnă neapărat că este foarte stabilă pe planul emoțional, pentru că nu este neapărat cazul. Dar această persoană pe voi vă vede ca fiind un pic mai visători și vă vede, are senzația că vă lipsește simțul practic, dar nu ține cont de faptul că voi aveți menirea de a face imposibilul posibil, iar această persoană pur și simplu nu poate să conceapă acest lucru. Atenție că această persoană vă poate scoate de pe linia voastră de destin, pe care voi abia acum ați început să o vedeți, să o simțiți într-un oarecare fel, pentru că voi ați început să intrați pe linia voastră de destin, dar ține de voi dacă rămâneți acolo sau nu. Ok. Voi, prin această activitate pe care o veți face pe cont propriu, veți întâlni alesul sau aleasa. Voi continuați-vă ceea ce faceți. Indiferent de ce faceți aici, continuați că este bine. Dacă aveți nevoie de o confirmare, asta e confirmarea voastră. Deci să nu aveți dubii, totul este ok, totul este bine, voi sunteți pe drumul pe care ar trebui să fiți, nu este nicio problemă de această natură. Unii dintre voi ar fi bine totuși să puneți un pic mai mult accentul pe cum vă simțiți voi, cu voi, iar acest lucru se poate, nu neapărat că rezolva, pentru că nu se rezolvă așa, dar vă poate ajuta să vă simțiți un pic mai bine dacă aveți un pic mai multă grijă de voi, dacă aveți grijă să vă machiați, dacă aveți grijă sunteți mai atenți cu ceea ce vă îmbrăcați, nu pentru că ar fi greșit, ci pur și simplu aveți nevoie de a ieși din rutină și de a vă admira voi pe voi mai mult, iar acest lucru pentru voi se va întâmpla numai în punctul în care schimbați ceva, pentru că voi sunteți foarte obișnuiți sau obișnuite cu felul vostru de a fi, de a vă îmbrăca și așa mai departe. Unii dintre voi s-ar putea să aveți o pisică ce vă va ghida fără să stați prea mult pe gânduri sau fără să realizați, vă indică anumite lucruri, anumite haine, anumite chestii pe care ați putea să le faceți, dar pisica se joacă cu ele. Sau câine. Bine, pentru fiecare va fi diferit. Dar aici, pentru cei care au animăluț, acest animăluț întotdeauna se va juca cu ceea ce trebuie să purtați sau ceea ce trebuie să faceți în legătură cu voi. De exemplu, pentru cei care trebuie să călătorească mai mult, acest animăluț poate se așează tot timpul pe rucsac sau pe un geamantan sau ceva de această natură. Mouse? Mouse? Hai, Mousey! Hai sus! Da, Mouse. Stai că avem aici de interpretat, da? Așa. Mousey, nu te freca de microfon pe cât posibil. Bun. Aici... ce trebuie să înțelegeți voi este că această persoană este atrasă de voi, dar asta nu înseamnă neapărat că vă iubește. Atenție că această persoană se poate folosi de anumite metode, nu știu, psihologice în anumite circunstanțe. Pentru alții, într-adevăr, această persoană poate încerca un ritual pe voi, dar atenție că aici persoana aceasta vrea să vă țină, dar nu pentru binele vostru și nu pentru că nu mai poate de dragul vostru, ci pentru că voi reprezentați o ambiție. Voi puteți fi foarte interesați de științele liberale, astrologie și sunteți foarte curioși de toate lucrurile care sunt ascunse, un pic tabu. Puteți resimți o conexiune foarte puternică chiar și cu Egiptul. Aveți o abilitate foarte puternică de a transforma orice vă propuneți în pur aur, în sensul în care aveți o abilitate foarte bună de a crea avuție, de a crea abundență. Este foarte important ca voi să folosiți această abilitate în favoarea voastră, ca și angajat, atenție, pentru că în mare parte nu veți folosi în favoarea voastră. De asemenea, voi puteți avea anumite abilități pentru divinație, fără probleme aici, dacă este cineva care nu știe dacă ar putea să facă sau nu divinație, cam da, puteți. Bun. Atenție, pentru că voi, pentru această persoană, sunteți o ambiție. Sunteți persoane norocoase, persoane care beneficiază de foarte multe lucruri în viața asta, inclusiv pentru unii dintre voi abilitatea de a manifesta este unul din norocurile pe care voi le aveți, dar încercați să vedeți lucrurile cu această persoană la justa valoare. Voi sunteți persoane foarte încântătoare, foarte conectate la sentimente, dar trebuie să conștientizați că această persoană nu este neapărat conectată la sentimente așa ca voi și nu este neapărat sinceră în legătură cu sentimentele sale. Deci va trebui să fiți un pic precauți în legătură cu această circunstanță, pentru că nu văd să fie prea drăguță, prea plăcută, dar totuși se întâmplă. Și să vedem și cu ultimul pachet. Că spuneam că cineva trebuie să călătorească. Mousey acum tocmai a picat cu rucsacul încercând să intre în el. Deci da. Cam ceva de genul și la voi. Și tocmai a confirmat printr-un miau. Bun. Ideea este că voi veți atinge un grad foarte înalt de succes, dar atenție că această persoană s-ar putea să aibă probleme serioase mentale. În unele cazuri, pentru unii poate să fie vorba chiar de schizofrenie. Nu pentru toată lumea, desigur, este ceva destul de... cum să zic... destul de... restrânsă partea asta de rezonanță, dar ce trebuie să știți este faptul că atât voi cât și această persoană aveți o tendință de a vă stresa destul de tare unul pe celălalt. Persoana pentru că vrea să pună mâna pe voi, iar voi pentru că vreți să faceți lucrurile să meargă, iar lucrurile nu vor merge. Cel puțin nu fără să renunțați la foarte multe lucruri și atunci nu vă pot garanta că va merge așa cum trebuie, oricum va fi o situație destul de disfuncțională acolo. Această persoană este mult mai axată către distracții, către a se simți bine, către a obține trofeul pe care își dorește. Voi sunteți un trofeu pentru această persoană, deci ar fi cazul să ziceți stop și să mergeți mai departe, pentru că această persoană nu este persoana care să vă ofere vouă iubire, nu este persoana care să vă ofere vouă sprijin. Această persoană vă va forța să, cum să zic aici, să răspundeți la un anumit tipar care nu este al vostru și asta o să vă cam dezamăgească. Dar chestia este că nu vă dezamăgește această persoană, voi o să vă simțiți dezamăgiți tot de voi, chiar dacă nu este vina voastră sau nu este o problemă la voi. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, sper că vă este utilă etalarea și să ne revedem cât mai curând. La revedere!